de strajă inimii. Iubiții mei prieteni, ca de fiecare dată prin Harul Bunului Dumnezeu, suntem binecuvântați și fericiți să fim în prezența Lui în aceste momente și spunem lucrul acesta pe baza experienței noastre de o viață. Așa cum frumos cântăm în această cântare, gol nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat, la fel se întâmplă și acum, toți cei care vin în credință înaintea lui Dumnezeu nu vor pleca din locul acesta cu inima goală. Cuvântul de astăzi este prilejuit de un dialog pe care l-am avut cu un profesor chiar pe când veneam acum spre biserică, în locul unde filmez acest lucru. Și dumnealui m-a întrebat cu privire la ispitirea Domnului nostru Isus Hristos, la natura ispitei. Și am întrebat înapoi, la care ispită a lui Isus te referi? Cea din afară sau cea din lăuntru? Domnul profesor a rămas puțin descumpănit și a zis nu am știut, nu înțeleg noțiunea aceasta, cum adică cea din afară. Da. Ispita îmbracă aceste două forme esențiale, fundamentale. Ispita este din afară, este o clasă, o categorie, și este vorba de ispita din lăuntru. Adică ispita din afară este mediul sau ce se întâmplă sau ce are loc și ispita din lăuntru este răspunsul inimii noastre la ceea ce se întâmplă în afara noastră. Și de aceea l-am rugat pe domnul profesor, te rog, spunem la care ispită te referi când vorbești despre Isus, la cea din afară sau la cea din lăuntru. Știți că există o controversă net, net sfârșită pur și simplu de-a lungul secolelor cu privire la natura lui Isus. Dacă el a fost posibil să fie ispitit sau nu, dacă a fost pecabil sau impecabil, dacă putea să păcătuiască sau nu putea să păcătuiască și așa mai departe. Și oamenii se ceartă și ocupă una din aceste două poziții. Unii spun natura lui sus este de așa fel că nu are sens să discutăm de uh, posibilitatea ispitirii lui, iar un altul spune, nu, el este părtaș cărni și sângelui, este exact ca și noi și uh, uh, lucrurile stau în acest fel. Iubiții mei, dacă deschidem sufletul în fața cuvântului Dumnezeu și a prezenței lui, vom constata că ambele poziții sunt justificate. De fapt, problema nu constă în, nu e legată de natura lui Isus, ci este legată de natura ispitei, de aceste două categorii despre care am vorbit. Oricum, Interlocutorul meu din dimineața aceasta a fost foarte, foarte fericit de lucrul acesta și mi-a spus cât, cât de mult la bine cuvânta discuția pe care noi am avut-o în lumina Cuvântului Dumnezeu. Și lucrul acesta este confirmat de scripturi. La această autoritate vom merge pentru că Isus a mers la această autoritate. Și cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, din capitolul 1. Începe cu această avertizare. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați. Vă iubesc prea mult, spune Iacov, ca să nu vă spun că e pericol să fiți înșelați în privința aceasta a naturii ispitei. Ce fel, cum operează ispita aceasta. Ați observat că și în domeniul medical o boală virală, o boală infecțioasă, o boală de o natură sau de alta este tratată într-un fel sau altul pentru că a fost înțeleasă natura bolii dacă nu este înțeleasă, de aici se lucrează haotic și uneori contribuim la boală decât să înfrângem boala. Iacov ne îndeamnă prin Duhul Sfânt, nu vă înșelați în privința aceasta. Și singurul mijloc prin care nu vom fi înșelați este cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Iată ce spune el în versetul 14. Uite cum trebuie înțeles lucrul acesta. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși. Deci vorbim de două noțiuni aici. O dată fiind ispitit și doi fiind atras de pofta ta însuși. A fi ispitit se întâmplă fie din afară, fie din lăuntru. Sunt cele două aspecte ale ispitiei pe care le vom întâlni pe parcursul studiului nostru. Și având în vedere că așa stau lucrurile, și au fost dovedite de cuvântul lui Dumnezeu care ne-a spus clar, fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși, este momit sau este înșelat de, de această poftă. Această poftă dă naștere la gânduri și la acțiune, la dorinți. Și de aici spune cuvântul, pofta zămislește sau dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Astfel se întâmplă, așa se petrec lucrurile. Un om este ispitit din afară sau este ispitit din lăuntru prin răspunsul pe care îl dă el aceste ispite. Ispita din afară nu are niciun fel de putere dacă nu primește răspuns din lăuntru iar cea care ispita care este adresată sufletului nostru nu se adresează simțurilor ci se adresează inimii dacă reușește să corupă inima atunci biruința răului este sigură dacă inima nu se lasă coruptă biruința Duhului Sfânt este sigură în cazul acesta nu vă înșelați în privința aceasta este ispită din afară și este ispită din lăuntru. Și în privința aceasta, Solomon, un om cu multă experiență în înțelepciune, dăruit de Dumnezeu cu această gândire, el ne spune în Proverbe 4.23, bine cunoscutul cuvânt al lui Dumnezeu, care însă trebuie să rămână permanent viu cu noi, oriunde mergem să ne însoțească pe pământ. Aduce aminte continuu, păzeșteți inima mai mult decât orice. Mai mult decât orice? Mai mult decât orice? Ascultă! Păzeșteți inima mai mult decât orice. De aceea tema noastră se intitulează Destrajă inimii. E o serie mult mai lungă aceasta. Dacă Dumnezeu îmi va da posibilitatea și harul, o voi dezvolta pe parcursul mai multor prezentări. Destrajă inimii este inspirat din acest verset care spune că păzirea inimii noastre trebuie să fie primordială. Primul lucru, ia seama ce se întâmplă în inima ta, spre ce te trage inima, îl întrebau pe Iov. Ce simte inima ta față de un lucru sau altul? Nu ce se întâmplă. Noi repede ne raportăm la ce se întâmplă, dar inima ta ce simte față de aceasta? În contextul acesta, Pavel vorbea galatenilor că prin crucea lui Hristos, lumea este moartă față de mine și eu sunt mort față de lume. Cu alte cuvinte, ispita din afară nu are nicio putere asupra mea, nu reprezintă nimic, iar din lăuntrul meu nu se stârnește niciun fel de reacție. Absolut nimic, inima mea este moartă față de ceea ce este mort în afară, adică nu răspunde. Nici cu plăcere, nici cu durere, nici cu uh, uh, atracție, nici cu respingere, nu răspunde. De multe ori, din nefericire, intrăm în dialog cu răul, zicem noi, pe frecvența bună, în sensul că îl combatem sau ne împotrivim lui. Dar pierdem din vedere faptul că, de fapt, indiferent ce vrem să facem noi cu privire la rău, că vrem să-l săvârșim sau vrem să-l eliminăm, noi am intrat în dialog cu el. Cu răul nu se intră în dialog, ci Biblia spune lumea să fie moartă față de tine și tu față de lume. De aceea păzește-ți Inima mai mult decât orice, fiindcă de acolo ies izvoarele vieții. Acolo izvorăște ceea ce faci, ceea ce simți, ceea ce trăiești ceea ce hotărăști, ceea ce îndeplinești, toate izvorăsc de aici. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Și arată în termeni clari Solomon mai departe, în proverbe, izgonește neadevărul din gura ta. Avem grijă să-i spunem drept aproape lui nostru, dar cum rămâne cu noi înșine? Nu cumva ne mințim pe noi când e vorba de un lucru sau altul, nu cumva nu ne spunem adevărul lucrul acesta e primordial. Înainte de a avea grijă în relația mea cu aproapele meu, trebuie să am grijă ce spun propriile mele inimi, nu cumva? Și spune, depărtează viclenia de pe buzele tale. Nu te face că nu știi, nu te face că nu înțelegi, nu te face că n-ai observat, nu te face că nu știi. No, 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 nu, 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 nu fi viclean cu tine însuți. Nu fi viclean cu tine însuți. Degeaba încerci să fii un om sincer cu aproapele tău, atât timp cât ești viclean cu tine însuți și atâta timp cât spui neadevărul propriei tale inimi. Dumnezeu ți-a spus despre un lucru că este rău și tu îi spui inimii tale, e, dar nu chiar așa, sau... adică înșeli, ești viclean, îți, îți înșeli inima, îți duci inima cu vorba. Ochii tăi să privească drept. Ați observat? Sunt oameni care nu te pot privi în ochile alunecă, privirile într-o parte sau în alta, se uită în tavan. Nu. Biblia spune trebuie să nu ai niciun fel de... Oamenii aceștia au motiv să se, se parte așa ei știu că lucrul care se întâmplă în sufletul lor e diferit de ce se întâmplă în afara lor și de aceea trebuie să sucească privirile într-un fel sau altul. Dar tu trebuie să trăiești acest fel de viață încât să nu ai nevoie să-ți ascunzi ochii, să nu poți să dai ochii cu cineva. Tu trebuie să trăiești acest fel de viață. Lucrul ăsta nu se rezolvă atunci când te întâlnești cu cineva și nu poți să dai ochi cu cineva sau cum vorbești, ci mai înainte, punând în viața ta sau îngăduind sau uh, aprobând sau uh, făcând ceva care te va face să-ți arunci ochii într-o parte sau în alta. Uh, psihologii de astăzi vorbesc despre manifestările celui care minte sau care înșală și sunt dovedite lucrurile, gestica de un fel sau altul, dar cartea proverbelor spune ochii tăi să privească drept înainte încredințează pe lui Dumnezeu ca să trăiești acel fel de viață încât să poți privi noi pe oricine, să nu ai această problemă. Se poate așa ceva? Nu. Omenește și firește vorbind, nu se poate. Dar în Domnul Isus Hristos, sigur că da. El ne poate da acest fel de viață. Ați observat ce frumos? L-a privit în ochi Daniel pe împărat dimineața aceea cu lei, I a spus, zice, nu, nu am avut nimic, n-am făcut nimic rău ca să fiu aruncat în locul acesta. Am fost aruncat, dar observă că Dumnezeu a fost cu mine și lucrurile se văd. Ochii tăi să privească drept înainte, ploapele tale să caute drept înaintea ta, nu clipii din ochi cum clipește înșelătorul sau aruncă ochii sau. Cărarea pe care mergi să fie netedă. Este lucru verificat în viața noastră că atunci când vrem să facem un lucru despre care Dumnezeu a spus să nu te gândești la așa ceva vreodată, pentru tine îți spun asta, pentru viața ta. Dacă vrei să fii fericit, să nu te gândești la lucrurile acestea. Nu mai discutăm să nu asculți sau să nu vezi. Să nu te gândești la așa ceva, n-ai de ce. Atunci cărarea ți este dreaptă, ți este netedă. Dacă o iei pe drumul pe care nu trebuie, acolo este un drum cu, este un drum cu obstacole. Cărearea să fie drumul pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Adică ceea ce faci să fie urmarea unei hotărâri pe care ai luat-o în inima ta cu Dumnezeu. Aici e marea, marea taină. Cărările să-ți fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Aceasta înseamnă să-ți păzești inima. Nu este o simplă vorbă. Pentru că pericolul despre care vorbește epistola către Evrei, capitolul 3, versetul 10, spune, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Să rătăcesc în inimă. Acolo se produce rătăcirea. Ai auzit cu tare s-a rătăcit de la credință sau cu tare s-a rătăcit de la familia lui sau cu tare s-a rătăcit de la biserică sau ai auzit de rătăcirea aceasta? Nu s-a întâmplat întâi în inimă rătăcirea aceasta, apoi s-a văzut în afară. Ei totdeauna, evrei 30, deci, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Totdeauna rătăcirea începe în inimă. Lucrul acesta l-a avut în vedere cuvântul inspirat din proverbe care a spus păzește-ți inima mai mult decât orice. Acolo se produce rătăcirea, și despre care a vorbit Iacov. Păzește-ți inima mai mult decât orice, acolo se petrece atracția pentru ispită, pentru păcat. Iosif a fost ispitit din afară, dar n-a fost ispitit dinăuntru. Pe când Samson chiar nici n-a fost ispitit din afară, Dalila nu l-a rugat sau nu i-a cerut ceva anume, doar că era acolo, în schimb a fost ispitit din lăuntru, a fost atras, atras îmi place așa ceva. Era expresia inimii lui. Ispita față de Iosif a rămas moartă pentru că n-a primit răspuns dinăuntru. Acolo nu era nimic. Vine stăpânitorul lumii acesteia și în mine el nu găsește nimic. Pentru că în jurul lui Isus erau destule. Erau ispite în jurul lui pretutindeni. Dar niciodată inima lui nu a răspuns. Așa că la această controversă de veacuri dacă despre ispită și Isus o să spunem și putem să spunem cu inimă liberă înaintea lui Dumnezeu și convinsă și chiar cu bucurie că Isus a fost înconjurat de ispită întreaga lui viață din afară, niciodată din lăuntru. Niciun fel de impuls al sufletului lui nu a manifestat vreo formă de atracție față de ceea ce este rău, pentru lucru niciodată Iisus n-a avut nevoie să se stăpânească pe sine, ci pur și simplu sufletul lui a fost viu pentru Dumnezeu și mort pentru ceea ce este rău în lumea aceasta. La lucrul acesta suntem chemați și noi care nu suntem așa, dar în Domnul Isus Hristos noi putem să ne bucurăm de această viață. Vei ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Este scaunul lui de domnie. Suntem invitați să locuim pe el. Vei merge cu mine în carul meu de biruință, nu al tău, în carul meu de biruință. Suntem invitați. Aceasta înseamnă să fi cu Domnul Isus Hristos. Ați observat că Daniel în sala de mese a fost ispitit din afară, adică i s-a arătat, vă dați seama ce fel de masă putea să aibă împăratul. Dar în din lăuntrul lui nu a primit niciun fel de eco, niciun fel de răspuns. Ați auzit de vopseaua aceasta antiradar sau de de, acoperi, de produsul acesta cu care sunt acoperite avioanele antiradar. Radarul este un sistem care trimite un semnal și obiectul respectiv trimite semnalul înapoi, la sursă, adică respinge, reflectă reflectă semnalul înapoi la sursă. Imediat aparatul radar a înregistrat prezența și mișcarea obiectului acestuia. Există însă acest acoperământ pentru avioane sau pentru alte lucruri anti-radar. Radarul trimite semnalul, dar semnalul moare acolo. Niciodată nu primește răspuns din lăuntru. La acest fel de viață suntem noi chemați în Domnul Hristos. Acest fel de viață ne este dăruit. No, Aceasta înseamnă nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în, în, nădejdea și în așteptarea Fiului Lui Dumnezeu. Ispita din afară, indiferent dacă angajează tot iadul, nu are niciun fel de putere atâta timp cât nu primește răspuns din lăuntru, atâta timp cât inima nu răspunde prin atracție. Ispita aceea vine și moare, așa cum a venit atracția din lăuntru sufletului nostru e cea care în final dictează cursul vieții noastre. Cum să facem ca totuși această atracție să se nască moartă, adică să nu fie? Ea există în sângele nostru prin naștere. Ne-am născut în păcat. Avem această natură păcătoasă. Văd în mine altă lege. E adevărat lucrul acesta, dar noi suntem chemați la, o, la, un alt fel de viață în Domnul Hristos și anume ca în lăuntru sufletelor noastre, ispita și ispitirea să se nască moartă. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Este o singură posibilitate și anume Dumnezeu prezent prezența lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu în cărți, nu Dumnezeu la biserică, nu Dumnezeu în predică, ci Dumnezeu în inimă. Hristos trăiește în mine. Nu mă vizitează sau nu că avem relații, ne întâlnim, ne sunăm când și când, trăiește în mine. Și a trăi nu prevede pauze sau întrerupe sau ceva de felul acesta, ci a trăi este continuitatea lui Dumnezeu. Atât, în prezența lui Dumnezeu, în acest mediu. Păcatul s-a născut într-o inimă în care nu era prezent Dumnezeu. Ați observat ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Tu ziceai în inima ta. Tu ziceai în inima ta. Isaia spune despre Lucifer. Ziceai în inima ta, nu în prezența lui Dumnezeu, în inima ta. Și lucrul acesta este aplicabil la orice mărunțiș care este rău sau bun. Prezența sau absența lui Dumnezeu este cea care determină cursul. În Matei 5:28, Mântuitorul nostru subliniază lucrul acesta spunând: Oricine, fără excepție, oricine se uită la o femeie să o poftească, porcă se uită la un ecran sau la o imagine sau la o situație, oricine se uită ca să o poftească, a și prea curvit cu ea. În inima lui. Aici se pierde bătălie, aici se pierde lupta. Oamenii sunt uneori excluși din biserică sau sunt judecați sau dispar familii pe baza la ceea ce se vede. Dar, de fapt, ceea ce nu se vede a făcut să se nască ceea ce se vede. Oamenii încearcă să repare exteriorul, dar rare ori merg la izvoare, acolo unde Sufletul nostru naște viața acolo sunt izvoarele vieții. Tu ziceai în inima ta, dar ziceai singur, tu vorbeai numai cu inima ta, tu nu vorbeai cu Dumnezeu. Tu gândeai, tu meditai, tu plănuiai, dar nu în prezența lui Dumnezeu. Vai de cei ce fac planuri, fără mine, spune Domnul. În Isaia, capitolul 47, cuvântul lui Dumnezeu subliniază mai departe lucrul acesta. Înțelepciunea și știința ta te-au amăgit de ziceai în inima ta eu și numai eu. Adică omul se consideră o excepție. El crede că um, lucrurile se aplică la vecini, dar la el nu. Tu zice eu și numai eu. Nu, tu nu ești o excepție. Nu este nimeni o excepție. Aceeași lege prevede și se aplică și lui David, aceeași lege se aplică și tălharului de pe cruce la fiecare dintre ei, aceeași lege operează, Dumnezeu este drept și bun și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Adevărul nu are nevoie de susținători sau de voturi. El este adevăr, indiferent ce credem noi sau nu credem noi despre el. Nu, nu este nimeni o excepție. Sunt oameni sau denominațiuni care se, crede, se cred, se unice și exclusive și eu și numai eu, această expresie a Babilonului. Dar Biblia spune aceasta e amăgire, te a amăgit. Nimeni nu este o excepție și nici tu și nici, nici nimeni în primul rând, cel ce vorbește nu este o excepție. Nimeni nu este scutit de așa ceva, nimeni nu va putea vreodată birui pe o altă cale decât cea care a fost arătată, fiindcă nu poate fi pusă o altă temelie, afară de cea care este. De aceea, în Maleahii 2 cu 15, referind la familie, zice, fiți credincioși în inima voastră lui Dumnezeu, în mintea voastră. Acolo, se, acolo păstrează credincioșia față de soția sau soțul tău, sau față de biserică, față de societate. În inima ta fi credincios lui Dumnezeu. În adevăr, spune Proverbe 14.22, cei ce gândesc rău se rătăcesc. Acolo se produce rătăcirea în gândire. Și datorită, și ea e naturală, pur și simplu noi ne rătăcim din naș de la naștere. Așa scrie Biblia. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă în prezența lui Dumnezeu. Nu există un raport în care cineva s-a rătăcit în prezența lui Isus. Nu. Afară de faptul că el a vorbit numai cu inima lui, s-a consultat cu sine însuși. Cei ce gândesc rău se rătăcesc. Dar cei ce gândesc binele, lucrează cu bunătate și credincioșie. Tot acolo, în aceeași inimă, în aceeași minte, se petrec lucrurile acestea. Și are două aspecte ispitirea aceasta. Este vorba de vânzător și e vorba de cumpărător. Este vorba de ofertă și este vorba de cerere. Iată ce scrie Isaia 9 cu 16. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire. Aceștia sunt vânzătorii. Ei ispita din afară. Acum, partea a doua. Și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. Adică este oferta și este cererea. Este vânzătorul și este cumpărătorul. Este cel care dă și cel care primește. Pe când aici spune cuvântul lui Dumnezeu, cel ce se lasă povățuit, nu se împiedică cine, se lasă povățuit. Pentru că în același timp în care ispita atacă din afară, în același timp urechile tale vor auzi glasul Duhului Sfânt care îți va spune, vezi că este un rău pe care se Spre care se merge. Dacă ești în dialog cu cineva și ești foarte concentrat și uh, asculți lucrurile acestea și te impresionează, și vine cineva, un prieten, și care îți șoptește ușor la ureche, fără să audă nimeni, vezi că omul acesta a înșelat întreaga omenire și ești tu acum la rând. În clipa când ți-a spus aceasta, ai să asculți cu altă cu alt auz, ai să privești cu alți ochi, pentru că știi, dacă vei asculta, dacă refuzi să ascult lucrul acesta și, cum a zis Cezar când i-a -a dat scrisoarea aceea în senat, vezi că după colț sunt asasinii, el o citește după, a căzut sub pumnalele lor, pentru că nu a dat prioritate cuvântului care i s-a spus. În realitate, Cezar s-a omorât pe sine însuși, ignorând avertismentul pe care îl l dăduse lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, spune Isaia 44-20, se hrănesc cu cenușă. Inima le este amăgită, ea îi duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică: Oare nu am o minciună în mână? Nu e, nu e cazul să. Să reflectez la ceea ce aud, la ceea ce fac. Nu e momentul să știu precis ce fac. Este cazul să închid ochii cu speranța că lucrul acesta va schimba neadevărul în adevăr sau răul în bine. Nu, aceasta nu se întâmplă prin închiderea ochilor, ci prin deschiderea ochilor. Dumnezeu să ne deschidă totdeauna ochii noștri. Pentru că altfel, înfumurarea ta, îngânfarea inimii tale te, te va rătăci, pe tine care locuiești în siguranță acum. Scrie Ieremia 49 cu 16, te crezi în siguranță, dar nu ești în siguranță pentru faptul că ești protejat cum nu se poate, ci ai înăuntru tău, e vorba de înfumurarea ta și e vorba de îngânfarea inimitale, ai înăuntru tău inamicul. el este înăuntru porților, ai pus porți mari, ziduri mari, ești păzit nu s-a pomenit pe din afară, dar dușmanul este de fapt înăuntru. Mândria inimitale te-a dus în rătăcire, spune Obadia. Mândria inimii tale este cu tine, e înăuntru tău. Nu te-a dus nimeni din afară, sau, ci lucrul acesta este cel care s-a ridicat și se ridică împotriva ta. Aș dori să luăm împreună la inimă făgăduința pe care Bunul Dumnezeu o dă. Adevărata credință prevede nu o schimbare a manierelor noastre, ci o schimbare a inimii. Acesta se numește noul legământ și el are de-a face cu lucrul acesta. Dumnezeu nu va schimba mediul din jurul nostru, ci va schimba inima noastră în raport și în relațiile ei cu mediul în care ne găsim noi. Trăim într-o lume care zace în cel rău. Putreziciunea păcatului s-a -a generalizat. Dar într-o lume ca aceasta, Domnul vrea să ne dea o inimă nouă, Vă voi da o inimă nouă. Și inima aceasta este nouă prin faptul că în ea locuiește acela care a creat inima și care a semnat legământul acesta cu însuși sângele său. Vă voi da o inimă nouă. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată iubit. Dă-ne acest fel de inimă și ajută-ne totdeauna ca răul să nu găsească niciodată eco în sufletul nostru și binele care vine de la tine să nu rămână fără eco vreodată, Doamne Dumnezeul nostru. Aceasta e rugăciunea noastră pentru noi, pentru familiile noastre și pentru poporul tău, oriunde se găsește el azi în lume, în numele Domnului Isus Hristos. Amin.